Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod pe canal. Astăzi deschidem premii din Food Champions, din Division Rivals și ghișce. Deschidem premiile unei fete. O fată face și ea YouTube, linkul o să fie în descriere. Foarte, foarte fain, frate. A reușit la Food Champions, Gold 3, dacă nu mă înșel. Division Rivals a luat rank 1 la premii. Mi se pare senzațional. Deci vă recomand cu căldură să dați click pe linkul din descriere, să vă abonați și la canalul. E super interesant, mi se pare, că o fată joacă FIFA 19 și o face destul de bine. Hai să vedem și premiile din Food Champions și player pick-urile. Ca de obicei, băieți, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, ca să încercăm să ajungem la peste 5200 de like-uri. Ar fi senzațional. De asemenea, dacă vrei articole sportive, argol.com/ro, linkul e în descriere. Ai și 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout. Haideți să vedem ce premii avem aici. 2 player pick special, 2 mega pack, 1 rare player pack, 30.000 de coins și 2.000 de qualification points. Pe care să o alegem? Hai pe asta! N-am mai deschis premii de o grămă! Verratti 94, Verratti 94, super! Ca rating e senzațional. În Team of the Season 4-4, într-adevăr e pitic, dar e foarte high rated. Bun, bun, Verratti. Și să vedem și al doilea player pick. Ceva acolo bun, no. Petros Sigali. O să luăm pe Guzman pentru că e cel mai high rated. Are ratingul cel mai mare. Deci astea sunt cele două player pick-uri și acum ne ducem să deschidem și pachetele. Avem atâtea carduri speciale la momentul actual în joc. Jumbo Rare. Mega, sunt o grămadă pe aici, frate, o grămadă. Apropo, băieți, întrebare întrebătoare, am pus-o și pe Instagram, am pus-o și pe, și pe Facebook. V-ar plăcea să joc la Weekend League folosind cea mai bună echipă, cel mai bun squad builder românesc? Ah, draft token, pe aici, de ce am deschis pe ăsta? Cel mai bun, cel mai bun squad builder românesc. Ia spuneți-vă părerea și dacă vă place această idee, lăsați un comentariu mai jos, arătați-vă cine și squad builder-ul, puteți să-l faceți pe Footbin, pe Foothead, oriunde vreți voi. Bineînțeles, Hagi nelipsit de acolo. Am mai văzut multe persoane, mi-au făcut squad builder-ul, dar au pus pe Hagi de 91. Cred că varianta asta de mijloc e un pic mai bună. Și prețul e un pic mai mare, 30-40 de K, dar e un pic mai bun. Workout în final! Workout în final, ce primim acolo? Spania, mijlocaș central ofensiv de la Real Madrid. Isco de 89, e un workout foarte bun. Un workout foarte, foarte bun. Și un card special. Bauer și Isco, bun pachetul ăsta, bun de tot. Hai să mai mergem și pe mega pack-ul ăsta, vedem ce pică și în el. Ai, mă, niciun card special, nimic. Deci, da, băieți, lăsați comentariul mai jos, spuneți-mi cum vi se pare această idee de a face un Weekend League. Câte meciuri putem acolo? 15-20, poate reușim toate meciurile. N-am văzut niciodată n-am văzut de două ori cadou coins în același pachet. Interesant. Măi, Cleverly e fata care are acest cont. Are noroc, văd. Ia să vedem, o caut și mai e Team of the Season în pachet acum? Ha, ha, pică Team of the Season, Varela. Bun de tot pe opening-ul ăsta, bun de tot. E super fundaș ăsta. Super tare, super tare. Trimitem, uite, iar coins, băi. Bun, eu zic că e foarte bun. Mai avem Prime Explorer Pack. Și le deschidem pe primele la sfârșit. Astea dau skip, văd că nu e walkout, ce nu e walkout, dăm direct skip. Deci, player pick-urile au fost decente. 94, Verratti e super bun, celălalt Guzman 91, măcar rating decent. După ce ne-am picat un Team of the Season, bun, 88 rating, se putea ca rating mai mare, dar calitățile sale sunt super, super faine, adică atributele. O chestie interesantă, ne-a picat și Isco ăla, walkout, bun. Aici nu avem parte de niciun workout. Să dăm skip, trimitem totul în club și avem, rămânem cu două pachetele periculoase aici. Jumbo Premium Gold Players. 24 gold, 7 rare. Nu cred, nu-i workout. Poate un card special totuși. E board down. Ei dau skip, nu e card special, nu e workout. E doar un board down.
Gomez. Ok. Stai de discard. Și ultimul pachet din acest pack opening. Ce pică, ce pică? Am zis că o să fie walkout. Deci chiar am zis că o să fie walkout. Dar nu este Bordeaux, spaniol. Portar de la Atletico Madrid este Alan. Băieți, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și la canalul lui Cleverly. Linkul e în descriere. O fată care joacă FIFA 19. Foarte fain și o fată care se descurcă foarte bine la FIFA 19. Ne vedem data viitoare. Vă pup, o viță. Pa, pa!